invit adunarea asta ca să o salut pe toți cu o săptămână binecuvântată. Mulțumesc, pentru că chiar de la începutul acestei săptămâni avem posibilitatea să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să mai producem câteva momente în acest anturaj al studiului familiei. Îmi place foarte mult cartea Deuteronom. De aceea am ales ca pentru această seară și pentru aceste momente să ațintim privirea asupra textului din Deuteronom, capitolul 22, versetul 8. Spunea acest verset că atunci când zidești o casă nouă, să-ți faci un fălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Cei care sunt constructori înțeleg de fapt ce înseamnă normele de securitate atunci când se construiește ceva. Cu toții știm că omul nu este doar vinovat pentru că se pierde o viață, dacă se întâmplă ca să pierdă viața, ci faptul că a fost neglijent în serviciu, legile și autoritățile îl condamnă. Dar eu acum aș vrea ca să fac o aluzie din punct de vedere spiritual. Spune aici, când zidești o casă nouă? Și întrebarea mea ar fi, de fapt, când se întâmplă în viața noastră să zidim o casă nouă? La momentul căsătoriei, nu? Atunci când cei doi se unesc în viață, ei fac o casă nouă. Și sfatul este că să aibă în vedere acest pălimar, ca să-l pună împrejurul casei lor. Ce înseamnă un pălimar? Balustradă. O protecție, nu? O protecție ca nu cumva cineva să cadă. Noi nu suntem vinovați dacă din familia, din căminul pe care noi l-am întemeiat, se întâmplă să cadă. Pierderea nu este dureroasă prin faptul că l-am pierdut și nu-l mai avem. Pierderea este și mai mare prin faptul că vom suferi o vină. Spune aici textul că este vinovat de sânge. E, dragii mei, ca să înțelegem cum să facem acest pălimar, cum să facem această protecție asupra casei noastre pe care o întemeiem, aș vrea ca să folosesc o ilustrație din cartea Exodul, capitolul 2. În cartea Exodul, capitolul 2, cunoaștem cu toții, este istoria marului bărbat al credinței numit Moise. În capitolul 1 al cărții Exodul ne prezintă despre faptul că poporul Israel se înmulțește în Egipt, că faraonul Egiptului este pus în situația să dea un decret încât copiii de parte bărbătească al lui Israel să fie nimiciți, și să poruncească moașelor din poporul Israel ca ele să facă acest lucru, să ucidă copiii de parte bărbătească din Israel. Și în ciuda faptului că există o lege în care copiii de parte bărbătească sunt condamnați la moarte, în capitolul 2 ne spune că un om din casa lui Levi și o fată din casa lui Levi au hotărât ca să aducă pe lume un copil. A fost cumva, spunem noi, o încumetare. Adică, în ciuda legii, prin faptul că legea spune să nu mai se înmulțească acest popor, totuși tu să aduci pe lume un copil. Și acum, raportul biblic ne spune că această familie, când se naște copilul și că iese de partea bărbătească, face un lucru deosebit. Îl ascund pentru un timp. Cât timp l-au ascuns? Trei luni. De ce doar trei luni? Pentru că mai mult putea ca să-l ascundă, nu? Plămânii s-au dezvoltat, copilul a început să plângă, să țipe, putea să fie auzit și de acum atât viața copilului și cât și viața părinților era în pericol. Dar această familie avea în mintea lor promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o că într-o zi El va ridica un eliberator din mijlocul lor și va elibera. Și atunci spune istoria sfântă că au făcut
un toșuleț care l-au tencuit cu smoală și, de fapt, în acest coșuleț au pus pruncul pe apele Nilului. Am ales ca să privim asupra acestei istorii, datorită faptului că și noi avem copii care, până la o anume vârstă, la un anume timp, am putea ca să îi ținem ascunși de relele din această lume. Am putea ca să îi ferim de, eu știu, atacurile pe care vrăjmașul le aduce în viața lor. Atât timp cât sunt mici, noi presupunem să nu facă nici putare lucruri, nici celelalte, pentru că e un pericol. Dar într-o zi ne confruntăm cu situația că sunt mari și că nu mai putem ca să-i ascundem, nu mai putem ca să-i ținem departe de rolul care există în lume. Ei vor fi la școală, ei vor merge în instituțiile de învățământ. Acolo se vor întâlni cu colegii lor și se vor întâlni cu răul care este în această lume. Și marea întrebare rămâne, de fapt, ce vom face aici. Istoria Sfântă ne spune din această casă a Milenii că cei doi au făcut un coșuleț pe care l-au tencuit cu smoală și apoi l-au pus pe copil în el. Aceasta vrea ca să ne spună despre acel, să spun eu, gard, acea protecție care a trebuit ca să o facem noi în jurul copiilor noștri înainte ca să îi plătăm mării. Vrem sau nu vrem, într-o zi ei se vor întâlni cu marea sau se vor întâlni cu călăul. Și de aceea va trebui ca să îi pregătim pentru acest lucru. Smoala, sicriașul pe care Moise l-a făcut, poate ca să reprezintă, adică în care Moise a fost spus, poate ca să reprezintă foarte bine rugăciunile dumneavoastră de mame și tați care le veți învăța la Domnul Dumnezeu pentru copiii dumneavoastră. În căminul Advent spune câteva gânduri că doar veșnicia va descoperi rugăciunile pe care mamele credincioase le-au înălțat pentru copiii lor. Atunci când coroana de mântuit va fi pusă pe capul copilului nostru, de fapt atunci putem ca să vedem răsplătire, să putem înțelege de fapt valoarea rugăciunii pe care ca și părinții ne-am făcut pentru copiii noștri. Am putea ca să spunem că nu am ști sau nu știm chiar cum să facem acest lucru. Dar dacă nu se știe sau nu putem ca să spunem exact cum să facem, priviți în Cartea Judecătorii, în capitolul 13, din nou la o altă istorie biblică. Capitolul 13 din Cartea Judecătorii ne spune că, sau ne vorbește despre nașterea lui Samson. În această conjunctură, autorul Israel spune că era un om înțoreiat în familia daniților care se chema Manoa, nevastă era stearpă și lumea șpearpă. Îngerul Domnului s-a arătat femeie și a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Riciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să-i slăvească pe Israel din mâna filisteilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare fricoșată. Nu l-am întrebat de unde este, nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a zis: tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele Maicii lui până în ziua morții lui. Când îngerul vizitează această mamă, îi spune despre evenimentul care va avea loc în familia lor, emoțiile au fost atât de mari încât ea nu l-a întrebat cine ești, cum poți ca să, cum pot să cred aceste lucruri, care sunt doveste. De bucuria care îi auzeau urechile, a fugit la soțul ei să-i spună că vor avea un fiu. Și spune
istoria scurtă, când Manoa audă despre acest lucru, se bucură enorm de mult despre aceasta, dar ar fi vrut ca să vadă și el cine este omul care i-a spus acest lucru. Și îmi place versetul 8. Manoa a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, te rog să mai vină odată la noi omului Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Am vrut ca să puntez acest lucru, că dacă nu știm un lucru, avem cui să cerem sfat. Acest bărbat, Manoa, a cerut lui Dumnezeu să se repete vizita omului lui Dumnezeu în casa lor și să-i spună încă o dată despre cum să se comporte, cum să facă în vederea nașterii copilului lor. Și pentru Dumnezeu nu a fost un lucru prea mare, un lucru prea greu ca să facă. La postul istoriei, dacă vom citi în continuare, vom observa că Dumnezeu l-a trimis din nou pe înger în vizită la Manoa ca să-i spună despre lucrurile ce aveau să le păzească cu privire la nașterea copilului. Dragii mei, am vrut ca să punctez aceste lucruri pentru că dacă noi nu știm ca să facem un gard, nu știm cum să facem o protecție în jurul familiilor noastre, atunci avem Cuvântul lui Dumnezeu ca și ghid. Și avem pe Dumnezeu ca și un ajutor pentru toate nevoile noastre. Pe El nu putem deranja cu rugăciunile noastre nici în moment de seară, nici în moment de dimineață, nici în moment de amiază, nici oricare ar fi timpul în care noi ne rugăm, ci putem ca să-i cerem sfatul, putem să-i cerem tot ce avem nevoie pentru educație, pentru a crește, pentru a proteja familia noastră, pentru să avem cu noi în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vor fi acolo, ai noștri, aș vrea să spun că, în primul rând, se datorează nouă. Se datorează faptului că nu am uzat de această oportunitate pe care o avem, ca Dumnezeu să ne vorbească. El nu este deranjat, El nu rămâne insensibil. În Cartea Întrumarea Copilului spune, chiar în prima pagină, la pagina 0, să spunem așa, că atunci când o mamă bate la poarta cerului și spune, Doamne, am încercat pentru copilul meu și acum ți-l predau ție, Domnul Iisus preia acelor chiar și El lucrează în inima și în conștiința și în viața acestui copil, ca odată să aibă această mamă bucuria de a-l vedea la porțile paradisului. Se vor întâmpla, spune tot în Cartea Întrumarea Copilului, cazuri că să fie de acolo o lipsă părinți sau să fie lipsă copii. S-ar putea ca să audă părinți părintele că nu intri în Împărăția lui Dumnezeu datorită faptului că nu ai fost sau nu ți-ai făcut responsabilitatea pe care o ai față de copii tăi. Stimați părinți, aș vrea ca să vă aduc în fața dumneavoastră un sfat din Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în timpul lui Faraon, dacă în timpul lui Moise și timpul acestei familii din casa lui Levi, exista un decret ca toți copiii de parte pământească să fie aruncați în Nil. Și această familie, împotriva decretului, au făcut o altă alegere. Astăzi există un alt decret și nu sunt vizați doar băieți. Sunt și fetele noastre sub această condamnare. În Testimonii zborul 4, pagina 206, spune vrăjmașul și-a înfipt steagul în gospodăriile celor care se numesc creștini. În familiile noastre, Satan vrea ca să lovească și lovește nu doar în băieți, lovește și în fete. Pericolele cu care noi ne întâlnim la fiecare pas, pericolele care lovesc familiile noastre, cresc pe zi ce trece. De aceea ar trebui ca să dăm acest sfat în Cuvântul lui Dumnezeu. Când zidești o casă nouă, să faci un călimar în jurul ei, ca nu cumva cineva să cadă și să fie apoi o pată asupra familiei în această vărsare de sânge. Rog ca Tatăl Ceresc să ne binecuvinteze și să avem în vedere această protecție, acest gard în jurul familiilor noastre, și la fiecare altar cu dimineață și de seară, noi să-i punem
în mâna lui Dumnezeu, să încredințăm cu Dumnezeu să aibă grijă și o să binecuvântez apoi eforturile noastre. Amin. Amin.